Casa Județeană de Pensii Gorj anunță o nouă serie de bilete de tratament în stațiunile balneoclimaterice. Seria de tratament cu numărul 7 din acest an va fi disponibilă în perioada 23-25 mai. Astfel, în Târgu Jiu sunt disponibile 227 de bilete. Cele mai solicitate stațiuni sunt Felix, Herculane, Govora, Mangalia și Techirghiol. Din păcate, numărul de bilete în aceste stațiuni este întotdeauna mai mic decât numărul solicitărilor. Listele cu persoane care au primit repartize pentru această serie au fost afișate atât pe site-ul Casei Județene Pensii Gorj, cât și pe ușa instituției. Persoanele care au primit repartiție au primit ori mesaj telefonic, ori adresă prin poștă, în funcție de cum au solicitat să le fie comunicat răspunsul. Cei care au primit repartiție trebuie să se prezinte la casă de pensii cu biletul de trimitere de la medicul de familie pentru stațiunea unde au primit repartiție, cupon de pensie la luna martie și buletinul de identitate. Astăzi a fost ultima zi în care titularii care au primit repartiții au putut să ridice biletele, așa că holurile casei de pensii Gorj au fost neîncăpătoare. Unde vreți să plecați? La Herculane. Aștept biletul de tratament la Herculane și e foarte frumos. Alții abia acum fac cerere pentru a intra în posesia unui bilet, iar și în seria următoare se pare că stațiunea Herculane este favorita pensionarilor. Și ați reușit să luați? Nu, deocamdată fac cerere și pentru luna viitoare. Unde vreți să plecați? Herculane. E mai frumos, este pentru noi, pentru reumatism. Ați mai fost? Da, mai fost. Biletele nevalorificate se redistribuie în data de 20 mai, iar neridicarea biletelor de tratament de către titularii ce au primit repartiție duce la anularea repartiției. În acest caz, solicitantul poate să mai obțină un bilet doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau pentru o altă serie. Următoarea serie va fi cu plecare în perioada 8-9 iunie 2015.